Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem la Reziliența prin cultură, educație și cultură pentru un viitor mai bun. Promovăm dialoguri și repere. Suntem la podcastul Spandugino și suntem împreună cu domnul Mircea Anghelescu într-un context sau în mai multe contexte, unul însă foarte, foarte recent. Bun găsit, domnule Anghelescu! Bine v-am găsit! Și felicitări pentru ceea ce spuneam mai înainte, că e un context foarte recent, felicitări pentru premiul recentisim pe care l-ați obținut și pe care îl bine meritați, premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică, teorie și istorie literară, premiul pentru cartea care e lângă noi, literatura în context. Și pentru editura care a și pentru editura Spandugino, desigur, felicitările de rigoare. Vreau să vă întreb, v-ar fi greu să vă imaginați literatura ca pe un paradis? Nu cred că e într-un sens foarte metaforic, adică un spațiu foarte larg în care se întâlnesc tot felul de generații, de direcții. Nu e o mare învălmășeală. Ca în rai, probabil, nu? Și în infern. Dar aceasta ar putea să fie oare un infern? Ar putea să fie. Depinde cum ne raportăm la cărți sau la autori sau la cititori. Și sigur, toate sunt încercări de a căuta drumuri către ceva, nu a găsi ceva în toate căutările astea. Da, sigur. Și atunci, firesc cumva îmi vine întrebarea, era teză, sinteză, antiteză în termeni mai vechi ai filozofiei, sinteză, să zic așa, cum am putea face să fie măcar un purgatoriu literatura? Literatura este o posibilitate. Da. Literatura este, iertați-mă, ori o banalitate, ori e viață. Literatura e viață pusă în cuvinte și într-o operă, într-o scriere, într-un text, cât de cât coerent. Deci, este, sigur. Și fiind viață, exagerăm dacă gândim în termenii aceștia, ne apără ea de ceva? Fără îndoială. De ce? De cine? Fără îndoială pentru că literatura ne învață. Învață pe toată lumea. Învață și pe cei care iubesc deja literatura. E o atracție naturală pe care o nutrești din copilărie, începând cu, probabil, cu cărți, cu poze, nu mai țin minte. Da. Început să citesc înainte de a merge la școală ca toată lumea. Da. Dar e posibil și să fie o apropiere treptată. E important să fii deschis către experiențe, să ai curiozitate și să-ți placă lucrurile care ies din micul tău cerc de preocupări, de copil, cum vorbesc. Ați spus de lectură, de citit. Ziceați că citeați de când erați foarte, foarte mic. Puteți repera așa măcar primele amintiri? Cum citeați când erați mic? Când citeam, cum ați învățat să citiți, de fapt? E primul etaj al întrebării. Mai e încă unul. Da. Da. La propriu, cum ați învățat să citiți? Exista în biblioteca părinților mei, avea în partea de mijloc tot așa o ușă cu geamuri și erau niște cărți mari puse pe rafturi, fiindcă erau ilustrate, era hârtie groasă, cărți legate. Erau, de fapt, povești. Erau franțuzești și cum eu începusem, nu știu cum să descifrez literele, a trebuit să întreb ce e asta, de ce e așa, ce înseamnă și treptat să... Erau niște lucruri, dacă nu mă înșel, rămase de la niște antecesori, de la o mătușă care a avut pasiunea lecturii.
și am stat la bunici, mă rog. Dar așa se întâmplă peste tot. Sunt drumuri personale, particulare, către carte și care te fac să te apropii de carte. Și, bineînțeles, curiozitatea ta trebuie să găsească pe cineva care să poată răspunde într-un fel nu neapărat corect sau inteligent, dar ca să tragă de moșorel, cum spun, să tenteze să mergi mai departe. Și mai apoi, spuneam că sunt două niveluri ale întrebării. Cum ați învățat să citiți într-un fel profesionist, să citiți, să luați lectura ca un act de cunoaștere, dacă mi-e permis formula asta? Da, e greu de spus, pentru că școala mea a fost o școală comprimată. Nu? Noi am făcut 10 clase și după aceea la facultate multe materii. De adevărat, făceam literatură universală cu doamna Zoe Bușulenga. Și deci era o tentație acolo, era o nadă întinsă. Dar, în general, lucrurile erau destul de monotone și modeste și mai ales factuale. Cititul cu miez, ca să spun așa, a venit în momentul în care am ajuns la facultate, la seminare. Trebuia să pregătești pentru seminar. Trebuia să înveți să scoți note, să gândești. Să înveți să citești, să înveți să înveți până la urmă, da? Exact. Să înveți, sigur. Da, dar nu poți să intri, mă gândesc, oricum în literatură, nu? Sigur că o poți face într-un fel orizontal, să spun așa, dar accesul la verticala cunoașterii prin intermediul literaturii nu cred că se face oricum, nu? Nu, dar nu știu cum, pentru că mi-aduc aminte foarte bine că începusem, elev fiind și destul de mic, nu știu dacă eram încă la liceu, începusem să scriu povestiri, adică am avut un caiet, am furat un caiet de la tata, nu știu, și am început să scriu povestiri. Bineînțeles, nu mi-a mers, am făcut 2-3 încercări, l-am aruncat, nu merge, lasă-mă, domnule. Dar nu m-a împins nimeni, nu știu de ce. Probabil trebuie să fie totuși instinctul imitației, pentru că citind povești sau un anumit tip de povești, mi-a plăcut și hai să fac și eu. Nu e... Da. Dacă ar fi să ne jucăm puțin și să ne jucăm cu imaginația și dacă ar fi să vă alegeți o carte în care să locuiți, o carte a copilăriei, în ce lume, în ce carte ar fi? Mi-ați mai pus întrebarea asta... În altă formă, cândva, într-un dialog anterior. Da. Da. Dar nu despre cartea copilăriei vă întrebam, acum despre acele momente de început. Unde? În ce lume? Cred că există și nu numai la mine, în general, chiar și la copii, o conștiință a faptului că sunt spații diferite. Lectura și viața. Da. Vorbesc una despre alta, dar nu e același lucru. Și deci a început să se contureze interesul pentru literatură sub forma asta, pentru că trebuia să-mi explic. Adică, probabil ca orice copil, curiozitatea te împinge să mergi până la rădăcina lucrurilor. Așa bănuiesc că a fost procesul. Spuneați la început că literatura e viață. Acum ați pus o nuanță. Literatura e și nu e viață. Nu e viață în sensul ăsta, că e o linie de, totuși de demarcație și foarte fină. Dar vreau să întărim puțin linia asta de dialog. Cum este ea viață? În ce fel e viață literatura? Este o imagine a vieții, este o fereastră către viață. Nu e toată. Nu e toată, da. Și asta face autorul. Autorul o deschide, nu? Deschide, da, și te lasă să vezi... Ce poți să vezi, de fapt, nu? Ceea ce încape pe geamul respectiv.
și te lasă și te și ajută dacă este un bun autor și dacă tu ești un bun cititor. Felul în care citești este foarte important și probabil că e important. Mă gândesc că el justifică de fapt numărul încă insuficient de cititori pe care îl avem. Pentru că nu știu ce să caute și cum să citească, pentru că n-au fost... nu vorbesc numai de pături defavorizate, vorbesc și de copii din familii cu totul alte meserii, să spun așa. Nu, pot să fie tehnicieni, ingineri, pot să fie militari, nu se gândesc. A fi bun cititor nu ține de o anumită facultate, să zicem, nu? Nu. Da, dar sunteți de acord cu ideea asta că există atâtea cărți câți cititori există? Nu. Nu, evident. E o metaforă, e o formulă frumoasă, să zicem. Sigur, sunt multe tipuri de cititori, deci mulți cititori, dar mulți se și întâlnesc în grupuri pe care le reflectă. Da. Inclusiv la meseria și în critica literară, în poziția pe care o au unele reviste și autorii care scriu într-o anumită o anumită școală sau altă școală. Da. Spuneați mai înainte a fi un bun cititor. Ce ar însemna asta? Ce înseamnă să fiu? Ce trebuie să aibă în trusa lui un bun cititor? Trebuie să aibă, în primul rând, instinctul nativ, curiozitate. Să vrea să înțeleagă acolo unde, evident, te întâlnești cu lucruri greu de înțeles. Și după aceea, pe măsură ce ele se înscriu într-o canava, așa se conturează oarecum ca un covoraș, tot rămân pete albe. Și atunci să încerce neapărat să le umple, referindu-se la ceea ce a citit înainte. Să le coloreze, nu? Da. Da. Încă o dată, între noi doi este Literatura în context, premiata, una dintre marile premiate ale acestui sezon literar, editura Spandugino. Dumneavoastră, încă o dată, felicitări, domnule Anghelescu, dumneavoastră pariați foarte mult pe ideea de context. De unde această opțiune, de unde necesitatea de a gândi literatura în raport cu contextul ei? E evident că suntem determinați de, printre altele, sau în mare măsură de context. Putem numi context tot ceea ce ne influențează, atinge, împinge, deschide. Deci contextul este și contextul strict în sensul text-context. Da. Experiența de lectură, cărți care seamănă, alte cărți care nu seamănă, dar care îți deschid mici ferestre, dar și sensul cel mai larg, care înseamnă lumea în care trăiești. Lumea în care trăiești și care te influențează. E greu de imaginat că într-o perioadă cum a fost războiul, de pildă, cu bombardamente, cu, nu mai zic, de toate ocupațiile care au survenit. Dar contextul acolo este de o anumită factură. Într-un fel că se poate de concret și de depresant, să zic așa. Da, nu? Da, Un fel de supliment de tensiune semnificativă. Da. Se făceau? Da. Familia mea de lângă Focșani, o regiune de vii. Da. Avea, toată lumea avea vii, bineînțeles, aveau și bunicii mei. Primul lucru pe care l-au făcut armatele întâmplător rusești care au ocupat, au fost să spargă... Sovietice, da. Sovietice. Da. Că au fost să spargă hambare, nu mai țin minte cum se numeau, în care erau budanele cu... Pivnițele, un fel de pivnițe, da? Da. Da. Sute de litri de vin și pe care le-au devastat. Au și băut până în urmă. Da. Da. Ce vreți să spuneți însă în subtext, din ce înțeleg eu, este că nu poți să citești normal în vremuri excepționale, nu? Nu. Și că pentru a înțelege, sau să scrii normal, cu atât mai mult. Și pentru ca să înțelegi bine ce e
epoca aceea, trebuie să-i pui, să-i pui contextul. Vreau să vă întreb și mai, și mai tranșant, și mai direct. E posibilă literatura fără context? Nu e posibil nimic fără context. Da. Nu ca să, fim, și să da. Fie și mai limpede da, viziunea da. Noastră. Deci, trăim într-un, dacă considerăm da. Că trăim într-o lume, lumea e un text și noi ne aflăm acolo într-un anumit context. Nu ne e cunoscută toată lumea. E greu de decupat și atunci ne raportăm tot timpul la context, de la început. Voluntar sau involuntar, nu? Absolut, involuntar. Sigur, după aceea devine voluntar, treptat, îți dai seama, îți alegi contextul, dar trăim în context și suntem determinați de el în măsură mai mare sau mai mică. Felul în care noastră gândiți și citiți literatura, neapărat lipită de un context sau de contexte, este el, să zic așa, opozabil altora, de pildă literatura ca discurs estetic, cum ar spune prietenul nostru, minunatul domn Mihai Zamfir, sau literatura ca discurs etic? Sunt în opoziție lucrurile acestea sau nu? Sunt diferite. Sunt diferite. Pot exista cantități diferite din cele două elemente în aceeași lucrare. Da. Una e doar o nuanță într-un context care e guvernat de cealaltă caracteristică. Dar, în general, contextul este ceva care trebuie definit și determinat și introdus în ecuație de cititor. El emană contextul în care el citește cartea. Ce a citit el, ce a învățat el, ce știe, ce vede, cum a fost învățat. Cu timpul ajunge să influențeze singur acest context, dar la început, cel puțin și o anumită perioadă, toată copilăria citim. Jules Verne, Basme, Dar cu timpul ajungi să-ți formezi singur preferințele și tiparul lecturii. Și să-ți faci reglajul fiind, cumva, ca la o lunetă, cumva, ca la un binoclu, nu? Să vezi... Fiind sau mai puțin. Sau mai puțin fiind, da. Dar apropo tot de context și de contexte, e mai ușor, ce credeți, să lucrezi cu contexte ale trecutului, îndepărtat sau să încerci să te raportezi din această perspectivă, la literatura cât mai apropiată. Altfel spus, oare contextele de astăzi, cu o lume care explodează în tot felul de alte lumi și care e multiplicată prin tot felul de artificii, lumea asta are contexte mai fluide decât contextele din trecut? Ele sunt mai fluide prin natura temporală a consultării. Că și le trăiești. Sigur. Stai în ele, da? Sigur. Mai sigure sunt contextele din trecut, nu cumva? Nu sunt mai sigure, sunt mai simplu de detașat. Nu sunt mai sigure. Analitic, nu? De luat cu penseta și îndiguit? Nu, școala ți le dă preferințele părinților, ale colegilor. Cum să vă spun? În sfârșit. Da. Când aveam un coleg de școală, tot așa, în gimnaziu, cred. Și mă duceam să învăț cu el. Și luam o carte învelită în hârtie pe care scria chimie sau nu știu ce și mă duceam la coleg și ne jucam. Contextul era altul decât, sau textul era altul decât părea să sugereze contextul. Da. Instinctiv, probabil, îți cauți singur și găsești sau nu găsești, dar cauți diferite nuanțe, diferite lucruri pe care n-ai ști să le explici. La o anumită vârstă, sigur. Literatura este, spuneți, printre rânduri și un câmp în care te poți rătăci de multe ori, nu? Păi te și rătăcești. Și chiar trebuie să te rătăcești, nu? Nu, mă refer deocamdată la rătăcirile de tipul lui Don Quixote. Aha, ok. Ea a sucit mințile și s-a rătăcit, dar te împinge în general, sigur, spre alte domenii. Uneori
te împinge în mod greșit sau dându-ți o iluzie care nu se confirmă, dar în general îți împinge contextul tot mai departe, tot mai larg, uh-huh, pentru a putea crește, uh-huh, și la propriu și la figurat. Literatura în context pe care o faceți dumneavoastră, vorbesc generic, da, despre literatură, da, vă duce mult către unități, să zic, ale de sens și stilistice ale trecutului. Dumneavoastră mergeți mult în trecut și în mod consecvent în ceea ce faceți în opera dumneavoastră, în textele, în eseurile dumneavoastră. E tot una oare asta cu a fi nostalgic sau poate și mai tranșant? E o formă de paseism, e o formă de autoprotecție sau, dimpotrivă, un fel mai rafinat de a trăi literatura? Mă obligat să mă gândesc la lucruri la care nu m-am gândit. Adică ne eu nu m-am auto... Da. Da. Analizat atât de departe. Sigur că contextul e determinant în mare măsură și eu sunt istoric literar. Da. Eu deci nu sunt scriitor, nu sunt critic. Nu sunteți creator de literatură în mod direct, nu? Nu, da. Nici critic literar măcar, sunt istoric. Da, da. Istoric de disciplina... Pe nișa aceasta, da. Nișa de istorie. Da. De literatură. De literatură. Deci, probabil că rămân în afară și îmi scapă acum în timpul discuției și posibile alte contexte. Dar contextul meu ăsta este. Da. Literatura și fie că fac o recenzie despre o carte recentă, ceea ce mi se întâmplă foarte rar, sau despre o carte mai veche, mă refer, bineînțeles, la trecutul, la istoria, la domeniul deja stabilit, la context, adică. Uh-huh. Când e periculos să te duci în trecutul literaturii? Spun și cu alte cuvinte ideea asta. Cum te poți rătăci acolo, tot mai departe, în trecutul literaturii? Păi, dacă n-ai suficiente... cârme, suficiente elemente de ghidare. GPS-ul, cum se spunea azi, nu? Da? Dar cineva care știe multă literatură este, putem spune, oare și cineva care știe multe secrete? Nu neapărat. Nu neapărat. Sigur că îți oferă posibilitatea. Asta face literatura. Deschide orizonturi, deschide posibilități. Furnizor de posibilități, nu? Furnizor de posibilități. Furnizor oficial de posibilități. Absolut, da. Și le dă cu condiția să le înțelegi. Se întâmplă să nu vezi exact ce a vrut el să îți autor sau ofere. Să-ți ofere, da. Da. Și atunci, eu tot pun întrebări așa de întârcoale. Întrebarea supremă ascunsă și foarte caldă, să zic așa, e de ce iubim literatura, domnule Anghelescu? De ce să iubim literatura? Păi, răspunsul simplu este pentru că este viață. Reușit sau mai puțin reușit, expusă, deschisă în fața cititorului, dar ea, în principiu, este reflexul sau o fereastră către viață. Și atunci, sigur că iubim viața, ne umple și ne face și curioși asupra viitorului și ne lămurește asupra trecutului și în sfârșit, dar și contextul contează. Și mistificțiunile contează, nu? De ce avem nevoie de asta atunci? Dacă literatura e viață, de ce avem nevoie și de mistificțiuni? Nu știu, au nevoie unii. Cartea mea despre mistificțiuni la care vă referiți e plecată din... și care a apărut la Spandugino. Tot la Spandugino, sigur că da. Și noi suntem la Spandugino și suntem foarte bucuroși să fim împreună aici. Și le mulțumim pentru găzduire. E firesc. Da. Deci de ce avem nevoie sau de ce au unii oameni nevoie? De ce nu e mai simplu să meargă pe un drum drept? Pentru că fiecare își nutrește chimerele sau dacă nu își găsește exact cadrul în care se plasează și propria lui personalitate, umblă după chimere. Ați văzut, eu am fost pe vremuri, nu știu dacă mai există cenacluri de amatori. Da.
Oameni foarte rezonabili și serioși, și unii dintre ei și cu educație, ingineri de pildă, deci cu studii superioare, care vor neapărat să fie poeți, care scriu poezie și care citesc o dată, citesc de două ori. De ce? De ce? Pentru că literatura dă un fel de noblețe sau măcar de aparența unei... Nu, fără îndoială. De ce răvnesc se poate atât și asta. De mulți oameni să fie în literatură, mai mult decât cititori? Pentru că există în firea omului să năzuiască la ceva și nu întotdeauna coincide năzuința cu posibilitatea, cu putirința, cum să zici. Ar fi un exces, o așteptare exagerată dacă am pretinde de la literatură să ne livreze și un fel de, nu știu, de înțelepciune, poate? Dacă știm să citim. Ce înseamnă asta, dacă știm să citim, încă o dată? Orice text poate să pară amuzant sau interesant cuiva care are condițiile să-i se pară amuzant. Cu mai puține studii sau cu mai puține lecturi sau el e orientat, nu știu, îi plac povestirile științifico-fantastice și atunci orice gen de genul ăsta e. Dar nu știu cum să spun, felul în care ne dezvoltăm preferințele și ne umplem ambițiile și năzuințele depinde și de experiența de lectură pe care o avem și care nu poate să nu fie importantă. Și acesta e un argument, de fapt, foarte subtil în favoarea ideii că literatura este și viața, pentru că literatura pe care o citim și cât putem înțelege din ea ne ghidează, ne dă un fel de viață și ne orientează într-un adică în viață. Adică pornește de la viață, fiindcă nu se poate să faci decât eventual la suprarealiști. Da. Că nu înțelegi exact dacă e viață sau nu acolo. Și după aceea, felul în care, sigur, se poate interpreta, citi. Dumneavoastră spuneți așa, în această carte premiată în literatura în context, editura Spandugino, citez acum, dar o viziune complexă, motivată și cursivă asupra trecutului nostru recent, ne-o poate oferi numai literatura, începând cu textele istorice. O să fiu puțin provocator, domnule Anghelescu. Nu exagerați privilegiind în felul acesta literatura ca o regină a cunoașterii? E atât de adânc această convingere că ne dă așa de multe literatura? Eu sunt otrăvit cu lecturi. Nu e din mine. Cred că primul care a spus ceva de felul ăsta e un filozof englez din secolul XIX. Buckle, Thomas Buckle, și pe care l-a preluat, dacă nu mă înșel, Ion Ghica, și care spune că nu putem înțelege lumea dacă nu înțelegem literatura. Lumea se reflectă în literatură. E modul obișnuit sau mai subtil de a pătrunde în cunoștința lumii citind literatură, fiindcă ea, de fapt, asta începe un proces complicat, începe cu literatura veche, antică, în care multe rânduri, ceea ce noi considerăm azi literatură, erau amintiri. Suntem literatură? Suntem literatură pentru că trebuie să organizăm toate... Copil, m-am dus afară, m-am jucat cu mingea, am spart un geam. Și eu. Așa. Trebuie să explic, să scuz și creez o poveste, o explicație. Știți cum spunea Ana Blandian, are un vers foarte frumos, Doamne, câtă literatură conținem. Da. Mai citiți de plăcere? O, da. Poți să mai citești de plăcere după ce ai ras biblioteci? Da. Sigur că da. Tocmai citești probabil cu mai mulți ochi, cu mai multe
nu înseamnă că mă simt obligat să citesc orice carte începută până la capăt. Uh-huh. Se întâmplă să le las deoparte. Dar, în general, fiecare îți dezvăluie câte o... inclusiv carte de proza Anei Blandiana pe care a spomenit-o și despre uh-huh. care n-am scris în general despre poeți. Nu cred. Dar, da, dar e o carte minunată, într-adevăr. Splendidă, da. Da. În vechime, când bărbații plecau la luptă, unora li se spunea să te întorci nu pe scut, ci sub scut. E literatura, are literatura condiția asta? E un fel de scut protector? Cred că da. Pentru mine, fără îndoială că este și fără îndoială că pentru mulți dintre noi și pentru dumneavoastră și pentru toți oamenii care citesc din obișnuință și... Dar cred că și pentru cei care întâmplător ajung să mai citească literatura, e un scut. Îi deschide o fereastră, cum am mai spus, îi creează o nouă perspectivă în care el se poate înscrie. Uh-huh. Supraviețuiește, își supraviețuiește lărgindu-se. Își dă un supliment de viață cumva, da, nu? Da, da. Asta e, între altele, un fel de supliment de, de viață. E viața pe care nu o trăiești în mod obișnuit, pe care... Absolut. Dat fiind contextul tău, nu vei putea trăi niciodată. Și totuși... De asta lectura... Vine magia asta, nu, da? Eu am avut școală și nu mă îndoiesc că și acum există liste de recomandări, lecturi obligatorii. Lecturi de vacanță, lecturi facultative, da, există, da. Trebuie să te stimuleze și ajunge să te pătrundă până la urmă lectura. Să te locuiască cumva, da. Da. La ce iluzie ați renunțat în legătură cu literatura? Aveți un drum lung, să spun așa, în zona asta a literaturii. Ce știți sigur că ea nu poate să facă și unii oameni așteptau ca literatura să facă, poate chiar dumneavoastră așteptați ca literatura. Ce nu mai poate sau ce nu poate ea să facă? Poate orice. Oh! De ce? Pentru că este o lume, este viață. N-am descoperit poate noi tot ce se putea uh-huh. și cum se putea, dar este... fereastra spre viață pe care ne-o deschidem. Dacă nu am încă toate elementele, mai deschid o fereastră. Mai încerc o dată. Dar nu renunț. Și pentru că ea este posibilitate, cum spuneați mai înainte. Da. E furnizoare de posibilități. Dar suntem în anul 2021, într-o lume diferită de lumea de acum 10 ani, acum 20 de ani, de acum 30-40 de ani, mult diferită. Credeți că, sau simțiți că literatura decade? Condiția ei publică decade? Nu chiar așa. Se schimbă. Condiția ei se schimbă, rămâne mult și din ce a fost până acum, se transformă în lucruri noi. Cum să spun... Suntem într-o epocă în care trimitem rachete spre alte astre și mi se pare să vând și locuri în... Da. Putem visa la orice. Să trimitem inclusiv cărți, nu? deci ar fi mai degrabă o lamentație, un exces, să spunem că decade din punctul nostru de vedere. Asta e tonic, e foarte tonic. Se schimbă, se nu? Se schimbă, da. Scade într-o parte, crește în alta, uh-huh. se reivesc tipuri noi de uh-huh. text, de literatură. Dar mai locuim oare într-o lume, nu știu, literarocentrică, cum se spunea? Asta, din păcate, zic eu, dar uh-huh. nu știu dacă mă veți aproba, din păcate e adevărat, literarocentrică nu mai este, pentru că literatura era un locuitor de viață. Nu? Citeai literatură și atunci
îți lărgeai orizontul, nu mai ai nevoie, nu mai citește lumea pentru lărgirea. Acela era un alt context, să spunem, apropo de obsesia dumneavoastră fecundă. Da. Când literatura era prelungirea unei vieți într-un sens pozitiv, într-un sens bun, pe care tu nu puteai trăi fiind strivit de istorie, să zicem. Sigur, nu? Sigur. Deci, cu alte cuvinte, a locui într-un teritoriu literarocentric este ceva care ține de normalitate sau de o stare excepțională? A fost. Ce? Normalitatea, normalitatea cândva? Normalitatea, da. Dar acum? Literatura, în mare măsură, sau funcțiile literaturii diferite și sociale, da, și culturale, au fost luate de noi invenții. A apărut televizorul, a apărut filmul, a apărut, nu mai știu. Uh-huh. Vă puteți imagina o lume fără literatură? Lumea noastră, oamenilor? Nu. Nu-mi imaginez și am îndrăzneala să spun că nici nu se poate imagina. Pentru că literatura nu mai este centrică în așa măsură încât să determine o anumită, da, dezvoltare, creștere, răspândire, dar are un loc important. Deci nu mai e în centru, dar e... Ne-am putea juca puțin. Nu mai e în centru, este excentrică, dar esențială, nu? Este, în continuare, sigur, da. Sigur. Și este și excentrică și uneori și asta atrage. Adică spuneți, între altele și printre rânduri, că trebuie săriște, chiar și săriște, să zic așa, nu? Să se întâlnească cu lumi atât de diferite de lumile de astăzi. Dumneavoastră spuneți în aceeași carte minunată, Literatura în context, Pandugino, așa, lumea bibliotecii este o lume extraordinar de prietenoasă. Prin definiție, este chemată să ordoneze, să ajute, să îndrume și nu rezistă aici, nici n-ar avea cum, cine nu are chemarea. Ce este chemarea aceasta pentru bibliotecă? Sau e aceasta în termenii, tot în termenii pe care noastră îi folosiți, o vocație a bibliotecii, o vocație a lecturii? Chemarea către carte. Către carte. Biblioteca... O ai sau nu ai? O ai sau nu ai, o cauți sau nu o cauți, vrei să afli despre ea, fiindcă din fericire astăzi poți intra, cum să zice, online pe catalogul oricărei biblioteci din lume. Sau dar nu ești neapărat acolo, de fapt. Nu, nu. Dar vreau să e știu un dacă gest... cu tare lucru care a apărut acum 100 de ani, o broșurică pe care mie îmi trebuie pentru a informa, o găsesc sau nu în biblioteca cu tare. Și eu caut acolo, o caut acolo. O ultimă întrebare. Dumneavoastră a scris despre lâna de aur. Dar eu nu o să vă întreb despre lâna de aur. O să vă întreb așa. Credeți că există o vârstă de aur a literaturii? În sensul mitologic. Cred că cel puțin posibil există mai multe. Adică dacă ne referim numai la literatura creată într-un anumit spațiu. A existat în Italia o literatură latină, în latină, și a existat în Grecia, și există alta după 1000-2000 de ani, după 1000, după câteva sute. Și limba diferă și la literatura greacă. Nu mai scrie nimeni în greacă clasică, arhaică astăzi, dar se scrie și se folosește probabil. Nu știu, vorbesc doar de virtualități. E un lanț. Un lanț de aur, apropo, de tema aceasta aurită, auriferă. Suntem într-un context de contexte foarte plăcute, de altfel. Ne-a adunat, între altele, Literatura în context, carte apărută la editura Spandugino, care beneficiază de un context recent și anume este premiată, și cartea și autorul acestei cărți și editura care a scos-o. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, domnule Anghelescu, pentru bucuria acestui dialog și pentru, preiau de la dumneavoastră acum, așa, ca o minge la fileu, fereastra pe care mi-ați deschis-o și pe care tuturor celor care se uită la noi.
ne-ați deschis-o către, către lumea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoință și pentru inteligența cu care ați știut să mă ghidați spre anumite... Este foarte... bucuria mea și privilegiul meu, să știți. Da, dumneavoastră ați fost omul foarte important astăzi. Nu poți întotdeauna să-ți dai seama unde trebuie să te duci ca să răspunzi la o întrebare. A fost minunat și mai ales ați fost minunat și încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă sunt recunoscător, mulțumesc. Să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine, așa să fie. Mulțumesc!